numărul P egal cu. Deci fie P egal cu numărul următor. ABC, ABC plus AB plus, deci ABC plus AB plus BC, BC bară, da, BC plus CA, așa, unde ABC sunt cifre distincte. Deci A, B, C, cifre distincte. Da, deci sunt cifre distincte. Să fie egal cu cât. Să arătați că acesta este pătrat perfect. Fie pe așa, dar cifre distincte, iar P este pătrat perfect. Auleu! Așa. Arătați că A plus B plus C e multiplul de 3. Deci de aici se rezulte că A plus B plus C e egal cu multiplul de 3. Deci fie pe numărul ăsta. Și știu că e un pătrat perfect. Ce înseamnă că e pătrat perfect? Adică ceva la a doua. Un A la a doua, B la a doua, da? Un, nu am să spun A și B aici. Mui la a doua. Ca și cum ar fi 16, ca și cum ar fi alte pătrate perfecte. Da. Care mai fi pătrate perfecte? Poți să-mi dai? Păi, adică cifră sau numărul? Adică, adică model, numere a, de pătrate perfecte. 31 la a doua, 16 la a doua, 13 la a doua, 20 la a doua. Deci, da, e clar. Da, ceva la a doua. Așadar, am să spun că mă pătrat este egal, mult de pătrat perfect, mă pătrat egal cu. Hai să transcrim în baza 10. Asta mă gândeam și eu. 100 de, dar putem să spunem direct 111A. 111A plus. Plus 20. Stați puțin, că aici e 10B cu 10B. 20B plus B, 21B. Plus 21 B plus. Plus 12C. Plus 12C. Deci e bine? Hai să mai vedem o dată. Ai zis 100, din 5 cauze ai zis 100A și cu 10 și 1. 111A. În B, 10B, B, B, deci 20B și cu 1, 21B. Și în C, iată, 10C, deci ai zis un C, 10C și cu un C, 2DC, deci 12C. Corect. Acum să vedem noi de aici să reiese că A plus B plus C trebuie să fie multiplu de 3. De ce să mese multiplu de 3? Oare 111 cum s-ar putea scrie? 11... 111 oare are divizori? Păi se împarte la 3. Se împarte la 3, da? Da. 3 în 11. 3 în 11 de 3 ori. 9, 11... 21 de 7 ori. Deci aș spune, m pătrat este egal cu 3 ori, ai spus? 3 ori 9, 97. Dacă 3 ori, ai zis 11, 97, 3 de 3 ori, ori 3 ori 3 de 7. 3 ori 7, 21, 3 ori 3, 9, 2, 11. 3 ori 3, 7, A, plus 3 ori 7B plus 3 ori 4 C. 3 ori 4 C. Și aș da în factor comun pe 3. Pe 3. Deci aș spune că nu pătrat este egal cu 3 pe lângă 37. 37 A plus 7B. 7B plus 4 C. E ca să fie ăsta un pătrat perfect. Când ar fi un pătrat perfect? Când aș fi cu ceva la două. Deci, ca să fie un pătrat perfect, cum am pe 3 aici, ar trebui și aici să fie un multiplu de 3. Da. Deci egal un multiplu de 3. Dacă ar fi un multiplu de 3, atunci 3 la a doua m-ar duce foarte bine. Dar încă am probleme.
Pentru că poate să fie multiplu de 3, dar cel care urmează să nu fie împătrat perfect. Deci visul meu este ca lui 3 ăsta să-i pun ceva ca să fie la a doua. Da? Și ca paranteza. Și ca paranteza asta să dea iarăși un pătrat perfect. Da? Deci asta ar trebui să se întâmple. Văd că 3, 7, 7 și 4. Păi... 3, 7, 7 și 4. Eu mă gândesc că pe 4 să scriu ca 2 la 2. 4 nu putem scrie ca 2 la 2, dar nu ne ajută. Da. Ia să vedem aici ce ne vine în minte. Deci neapărat trebuie să... scrie ceva. Să apară, de, ca să fie pătrat perfect, trebuie ăsta să furnizeze un 3. Da. Adică trei, ca să fie 3 la 2. Ca să fie 3 la 2 și pe urmă ce mai rămâne acolo bucata aceea, tot pătrat perfect trebuie să fie. Da? Tot pătrat perfect. Așa trebuie să facem analiza. Păi 3, 7, nu pot să scriu ca 3 oriceva. Deci, ce propunere ai tu aici? Să scriu pe 3, 7. Da. Ca 30 plus 7. 30 plus 7. Da. Așa. Pe 7 să scriu ca 4. Lasă-l pe 7, acela ai putea să scoți în factor. E o idee bună, să știi. În momentul de față, pe mine mă încântă că tu te-ai gândit... Nu, că eu mă gândeam să scriu 30 plus 7. Da. 4 plus 3. Și 3 plus 1. 4 plus 3. Și 3 plus 1. Și 3 plus 1. 1. Ia să merg pe mâna ta. Nu știu, așa mi s-a părut. Pe 7 pot scriu ca 3. Mai am un 3 în față, la 30. Da. Deci egal mai departe cu 3, pe lângă. Ai zis 30 plus 7. 30 plus 7. Totul de mulțit cu A. Plus 4 plus 3. 4. 4 plus 3. Ori B. Și plus 3 plus 1. 3 plus 1. Totul în C. 3 plus 1 ori C. Și egal mai departe cu ar fi aici egal cu 30A. 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 Plus 7A. Plus 7A. Plus 4B. Plus 4B. Plus 3B. Plus 3B. Plus 3C. Plus 3C. Și plus C. C. Și cam mai departe cu... Oare n-ar fi fost bine și aici, în loc de 7A, să fie zis 6A plus 1A, că 6A l-are pe 1A în factor. Da. Alo? Este într-o lecție de matematică, dacă vă interesează acum altceva. Da? Bine. Deci, pe 7 ca... deci egal mai departe, cu 30 A, 30 A plus 3... 6... Dar nu pot să scriu 3A plus 3A? Da, de ce să 6 nu l-ar incorporat? Pentru că noi suntem înnebuniți după 3 ăla, da? Deci plus... Plus 6 A. Plus 6 A. Plus A. Plus A. Plus... Plus 4 B. Plus 4 B, zic 3 B. 3 B plus 1. Plus B. Plus B, plus B. Pe 7B să fi scris dinainte, 6B. Hai să facem o treabă deșteaptă. Da. 6B plus 1B. 6B plus B. Da. Și plus? Și plus 3C plus C, că aici n-am în ce să mai... 3C plus C. Da. Care înseamnă egal mai departe. Putem scoate pe 3 în factor. Putem scoate pe 3 în factor din, de acolo din îl putem, nu? Da. Și bine, era un 3, deci nu uităm de 3. Da, era un 3 în față. Da, egal cu 3 și mai iese un 3 acum. 3 la 2 pe lângă. 3 la 2 pe lângă. 10A. 10A plus 2A. 10 și cu 2, 12A. A. Ca să nu pierdem timpul. 12A. 12A plus 3B. Da, plus 3B. 3B. Și plus C. Plus C.
Așa. Închidem paranteza. Și plus, am închis paranteza, plus un 3. 3-ul ăsta care era singur, 3 pe lângă. Că am scos 3-ul din aceea, dar de la A plus B și C nu mai am pus să scot. Păi nu știu de ce am scris noi 3 la A doua acolo. Fiindcă am mai scos un 3 din aceștia. Deci am scos un 3 din 30, din 6, din 6, dar din A-ul simplu ăsta care stă trist aici și B-ul ăsta n-avem cum să scoate. A și plus aia 3. Așa, așa. A și plus 3 ABC. Plus 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3 ăsta de aici pe lângă A plus B plus C. Ei. Ei, dacă A plus B plus C este un pătrat perfect, da. Adică dacă A plus B plus C este multiplul de 3, da. Atunci avem 3 aici. Avem 3 în față. Și 3 la a doua și se scoate 3 la a doua și pe urmă de acolo e ieșitul va merge, da? Da. Deci dacă... Deci ca să fie pătrat perfect, ăsta egal pătrat perfect, egal cu M la a doua, egal cu M la a doua, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, A plus B plus C, A plus B plus C, este egal cu multiplul de 3. Deci neapărat a fost depășit fiind multiplul de 3, ca să-mi facă 3 la 2 să pot scoate peste toate. Păi spune că așa ABC sunt diferite. Exact. ABC sunt cifre distincte și atunci neapărat să se întâmple chestia asta, să fie multiplul de 3. Și noi am arătat aici. Da. Dacă îmi ies 3 acela, atunci treaba e corect. Corect. Da. Observăm că am aranjat asta. Așa. Și acum deci, să încercăm să facem un exercițiu. Vreau acum chestii de rezolvat, da? Să vedem cum să facem. Uite, îți dau să rezolv repede. Da. Următoarea. X, X, Y, în modelul acela. X, Y. Dacă vreau să strângem. X, Y, minus 3X. Plus 5y egal cu 27. Cum îl faci tu? Cum îl restrângi aici repede? Păi x, paranteză, x... Hai să lăsăm și plus 3, ca să nu te da. X... X orice, x plus 5. X plus 5, ai văzut dincolo, pe lângă y plus... Pe lângă y minus... A, y plus 3. Y plus 3, da. Egal cu... Ce ai în plus? Ai adăugat în plus aici ceva. Și plus 3 ori 5, adică 15. Nu plus, că minus, e... Minus 15. Minus 15. Este egal cu 27. Egal cu 27. Și acum nu ne rămâne decât să vedem da. Care sunt variante, da? Mai îți dau un calcul. 2x y min plus 3x plus 2 plus... 6y egal cu 15. Și aici, cum ai gândit? Aici e mai greu. Cam 2x. Așa. Și dacă iei în prima paranteză 2x. A, așa mă gândesc. Și cealaltă o y. Să iau... Y da. Cu... Ce, în aia următoare te iau x. Deci, aici... Cât să pui? Plus cât? Y cu 5 se mulțește aici, cu 6. 6. Plus 6. 6. Și Y plus cât să facă 3. 3X?
Ca să facă 3x, nu prea zic, spuneți 4 acolo. Să pun 4, da? Așa, 4. X. Ar veni Y plus 2. Este egal cu 15, da? Și atenție că sunt adăugați aici. Acum trebuie să scădem 1, 6 ori 2, 12. Minus 12. Egal cu 15. Așa. 2X plus 6 pe lângă Y plus 2 trebuie să fie egal cu 27. Da. Deci am, acum trebuie să mă găsesc cineva când sună pe aici, da? Fă repede. Să nu uitați să dați like și să vă abonați la Prof. Online. La revedere! Așa.